În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragi părinți, împreună ascultători și fiți credincioși, facem astăzi la Mănăstirea Nicula Arastas de 40 de zile pentru bunica și mama Lucreție. Din binecuvântată pricină n-am reușit să fim la mormântare, dar iată că s-a rânduit ca astăzi să facem Arastas la mănăstirea unde fiica ei și nepotul își găsesc odihnă. Pentru că mănăstirea Nicula, pentru multă lume din arealul ortodox, înseamnă pace și odihnă sufletească. Aș vrea să spun câteva lucruri. Eu am cunoscut-o mai mult prin mama și prin nepot. Bunica și mama, Lucreția, era un om al rugăciunii. Și cât folos avem noi de la rugăciunea părinților noștri. Dacă avem conștiința că bunicele noastre și mamele noastre se roagă pentru noi, în același timp avem și liniște și nădejdea că Dumnezeu, așa cum spuneam la predica de ieri, de la șomputul mic, Dumnezeu are mâna Lui asupra noastră. Rugăciunea mamei și a bunicii înseamnă mâna Lui Dumnezeu pusă asupra noastră. Bunica și mama Lucreția era un om care a muncit toată viața, până la vârsta înaintată pe care a avut-o binecuvântată fiind de Dumnezeu. A muncit și a muncit și n-a precetat să se odihnească în sensul în care noi ne gândim că trebuie să fie odihnă. Ci dimpotrivă, odihna ei însemna muncă. Pentru că dacă știm să muncim în favoarea aproapelui nostru, atunci munca devine o binecuvântare. Și noi știm că am beneficiat de munca ei ani de zile, pentru că din munca ei ea a găsit să fie și foarte tare. De aceea spun că noi am beneficiat de munca. Și apoi ultimul gând. Bunica Lucreția l-a găsit pe Dumnezeu. L-a găsit pe Dumnezeu și prin munca pe care a depus-o, și prin rugăciunea pe care a făcut-o, dar și printr-o credință aparte. Credința aparte nu înseamnă apartenență. Credința aparte înseamnă legătura directă cu Dumnezeu. Și dacă a reușit să aibă o legătură directă cu Dumnezeu, apartenența religioasă pică pe planul doi. Noi privrem memoria veșnicită și pe pământ și mai ales în cerul lui Dumnezeu. Știm acest lucru că se va întâmpla datorită odată a fiicei și a nepotului. Și dovada cea mai evidentă este faptul că astăzi am făcut parastas la mănăstirea noastră, dragă, la mănăstirea Nicula. Dumnezeu să o ierte, Dumnezeu să o odihnească în veci, să fie